Undița e aruncată, camera e plantată și peștele își bate joc de noi. Ne aflăm pe râul Sabaru, sau bine, râul Sabar, că după aia vin băieții în comentarii. Așa, deci, tot peștele este acolo, după cum puteți vedea apa, bă, e foarte scăzută, deci, de să zic, înainte era apa până acolo, da? Și acum uitați că de scăzută e și foarte limpede, să vede, uite și aici câteva săbioare, nu știu dacă să văd. Bine, bă, dar acolo, pe partea altă, și după pomul ăla, să nu exagerez, bă, minim 30 de clini și mrene. Bine, nu sunt mari, hai să zicem, cel mai mare ar fi un kil. Și nu mănâncă, efectiv, îi arunce și o stropelă de virmuș, după care vine până acolo, poac, și zici că miroase și a plecat. Deci cam atâta, n-am să-i mai fac. Lăcuste nu prea mai găsesc, să încercăm. Și ce să facem, încă încercăm aici, am dat și apa mică, apa mare. Locul ăsta e mișto. Vedeți, uite ce mișto e locul ăsta. Bam, 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 și de-aia zic, topește-le după. Unde să dai, că am dat-o și de câteva ori, dar am agățat-o în crăcile alea de sus. Mai încercăm noi, dacă îi revenim cu o captură, ceva să îi miroasă și nouă mâna a pește, că m-am strat dracu de săbioară asta, să vină un clan omrenă. Bine, mă, băieți, cam atât, afirentise măcar vouă, că la mine